Iulian Stanciu, mulțumim foarte mult uh, pentru că ți-ai făcut timp astăzi ca să stăm de vorbă. Uh, îți propun să avem o discuție despre leadership și sustenabilitate. Și uite, haide să unim cele două uh, elemente. Sustenabilitatea, deși pentru mulți uh, români e așa o chestiune îndepărtată, pentru alții, din potrivă, una presantă, mai ales că au descoperit că în câțiva ani s-ar putea ca nici credite bancare să nu mai poată lua antreprenorii dacă nu îndeplinesc niște criterii de sustenabilitate. Sustenabilitatea nu înseamnă doar selecția deșeurilor într-o companie și chestiuni din astea mărunte. Înseamnă și o sănătate pe ansamblu a, a companiei. Leadership sustenabil. Există conceptul ăsta? Cum faci să ajungi la În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să vă felicit pentru că știu că ne-am întâlnit foarte da, aproape la... de aniversarea voastră și să vă Mulțumim urez mult. la mulți ani. Mulțumim <laughs> de mult! că mai sunt două, trei săptămâni până, până atunci. Revenind la întrebare, partea cu sustenabilitatea, cred că este o chestie trăită de foarte mulți antreprenori care și-au construit businessurile de la zero. Pentru că un business sustenabil este unul care stă bine pe picioare pe termen lung, și asta înseamnă că reușește să producă o valoare pe care o distribuie echilibrat. Ce înseamnă echilibrat e greu de spus și găsește o formulă matematică către toți cei care stau la masă. Că sunt clienți, că sunt uh, angajați, că sunt comunitățile unde își desfășoară activitatea, uh, statul care își primește uh, taxele, uh, furnizorii care își primesc uh, banii și sunt și ei uh, angrenați în uh, tot ecosistemul pe termen lung. Deci, practic, rolul unui lider este să se asigure că există un echilibru pe termen lung. Între toți stakeholderii, să le spunem, toți cei care au interes în dezvoltarea companiei. Și cu cât acest angajament al stakeholderilor este mai mare și crește în timp, cu atât businessul funcționează foarte bine și este un business sustenabil mai nou în partea de sustenabilitate, pentru că eu cred că ea există de când există asocierea asta și de când există ideea de companie. A fost definită mai, mai clar în ultimii ani și a apărut aici și partea de mediu. Adică un, actor invizibil care stă la masă în fiecare companie și care este afectat mai mult sau mai puțin de către activitatea fiecărei companii și știm că putem să avem grijă sau putem să afectăm mediul și asta a apărut și în contextul în care știința a avansat și s-a cam demonstrat că există o legătură directă sau a fost o legătură directă până de curând între creșterea economică globală și activitatea de emisii de gaze cu efect de seră, oric, cuantificate, să zic, în emisii de dioxid de carbon. Un obiectiv pe care liderii globale l-au pus a fost decuplarea creșterii economice de creșterea uh, emisiilor pentru a lupta, bineînțeles, cu încălzirea globală, cu obiectivul de la uh, Paris să avem o creștere de maxim 1,5 grade a temperaturii medii în 2050 față de perioada preindustrială. Pentru tine, Iulian Stanciu, observ că s-a transformat și într-o pasiune. <laughs> am observat, uh, eu sunt pasionat de natură, am mai povestit, uh, am mai povestit de asta, drumeții, uh, alergat pe munte... Uh, și am studiat uh, zona asta în ultimii ani, mi-a plăcut foarte mult, uh, pe care mi-am dat seama că este un, uh, un trend, un val care vine. Și apropo de, de leadership, cred că rolul unui lider uh, în organizație este să-și dea seama și de schimbările de context. Pentru că poți avea un business foarte bun pe baza lucrurilor pe care le construiești tu și le faci în organizație, le dezvolti lucruri controlate de tine, dar și o poziționare pe trenduri. Trebuie să te sui pe fiecare val care vine. Iar valurile astea, unele am avut noroc, nu știu, mi-am început business-ul vânzând produse de IT, într-o perioadă în care nu exista IT și oamenii și-au dat seama, lucrurile astea mă ajută să-mi cresc productivitatea da au apărut, nu știu, Excel-ul, Word-ul, Outlook-ul, lucruri care te ajută să comuni, să lucrezi, să o faci din ce în ce mai productiv. După care am intrat în zona asta de e-commerce, care a fost iarăși o chestie pe un trend. Adică am, am lucrat noi foarte bine, dar și trendul, contextul ne-a ajutat. După care a fost partea cu datele. Am structurat datele în așa fel încât am dat acces oamenilor din organizație să ia decizii. Organizațiile, ele au copiat foarte mult organizarea militară. În organizarea militară, informația se adună de jos, ajunge sus, iar cei de sus iau o decizie, iar decizia se duce înapoi jos. Asta este un proces foarte lent. Ce am schimbat și inclusiv militarii au schimbat, mai ales după ce s-au lovit de probleme din Irak și Afganistan și lupta contra terorismului care funcționa cu decizie foarte rapidă, decizia trebuie dusă jos. Dar oamenii, ca să ia decizia, au nevoie de date. Ca să ai acces la date, trebuie să structurezi datele foarte bine și să le faci disponibile, astfel încât, nu știu, la noi în organizație avem peste o mie de oameni care iau decizii în fiecare zi. Și cu o mie de oameni care iau decizii în fiecare zi, viteza cu care te miști este mult mai bună. Un alt trend uh, pe care l-am prins a fost cel de mobile. Uh, traficul de mobile și businessul de de mobile, să ai aplicație de mobil, era acum 7-8 ani când am început, era foarte mic. Traficul era 1-2% din total. Acum este peste 80% din mobile și am pariat pe trendul ăsta și cred că acolo este treaba unui, unui lider să vadă trendurile astea, care unele sunt globale, unele sunt locale și să, să le documenteze. Asigură sustenabilitatea business-ului urcându-se pe ele alături exact. de organizație. Exact. Iar partea asta de mediu am văzut-o venind pe de-o parte citind rapoartele oamenilor de știință, partea de climă este una importantă de care trebuie să avem Grijă, pe urmă partea de presă economică internațională, în care discuțiile despre transformarea businessurilor sau a infrastructurii puse de stat la dispoziție businessurilor se va schimba și va ține cont de partea asta de climă. O vedem la bănci, pentru că încep să fie creditele bancare acordate companiilor care sunt sustenabile, mai ieftine sau chiar anumite credite, nu le mai primești, cum spuneai, nu, nu mai primești bani dacă nu ai o componentă sustenabilă. Dacă vrei să faci o clădire care nu este sustenabilă, nu primești bani de la diverse uh, bănci mari de investiții. Uh, și pe urmă a apărut uh, PNRR-ul care a scris destul de clar ce, cum se vor acorda bani țărilor. 37% pe o componentă green și 20% pe o componentă digitală. Deci astea sunt cele două, cele două mari trenduri care vor transforma economiile europene. Și de este limpede că se vor duce acei bani în economie, dar cu tot cu aceste uh, condiționări atașate. Sigur, sigur. Și rămâne doar o întrebare de viteză. Cât de repede se vor schimba lucrurile? Uh, și aici este pariul, Cât, cât de mare va trebui să fie commitment-ul companiilor în a se a schimba operațiunile astfel încât să fie din ce în ce mai green. Uh, și cam așa am legat cele, cele, două zone, cea de leadership în care trebuie să vezi ce se întâmplă și să declin mai departe în organizație, în comportamente și cea de sustenabilitate care înseamnă un echilibru între stakeholderi și definit la stakeholderi, chiar și cei care sunt invizibili, care nu vin să te, trag de, să te tragă de mână în fiecare zi să-ți ceară ceva. Apropo de uh, trenduri și de valuri pe care un lider, o echipă de management trebuie să se urce. Uh, la EMAG aveți de lângă Emag și alte uh, companii, practic care funcționează ca un ecosistem. Tazul e un exemplu și nu e singură. Mai este acum însă și o companie nouă de câteva zile apărută pe piață, fresh full. E un val, e un trend. Uh, am să explic cum am ajuns cum am ajuns aici. Ne-am gândit că noi avem. Am dezvoltat în timp niște competențe. Am dezvoltat competența de dezvoltare rapidă de business, inclusiv în internațional. Am dezvoltat partea de tehnologie. Cum reușești cu ajutorul tehnologiei să te diferențiezi și să scalezi. Asta înseamnă diferențierea te ajută la creștere, scalarea te ajută la profitabilitate. Deci cu ajutorul tehnologiei poți să le faci pe ambele în același timp. De obicei, e un trade-off. Vrei creștere? Da, mai lași și din profit. Vrei profit mai mare? Mai lași din creștere. Ei, cu ajutorul tehnologiei le poți face pe ambele. Dar că nu se întâmplă peste noapte, adică trebuie să planifici pe câțiva ani în față. După care, avem partea de client, de engagement cu clientul prin branding, comunicare, toată partea de digital, cum reușești să, prin produse digitale, să ai acest engagement cu clienții. Pe urmă, partea de know-how de business, partea de capital. Punând toate lucrurile astea cap la cap, ne-am dat seama că putem merge mai departe în lucruri conexe cu activitatea noastră de bază și să începem să investim. Ori construindu-le de la zero, și am avut diverse business-uri care unele au mers mai repede, altele au mers mai încet, sau investind în antreprenori, luând ori minoritar, ori majoritar și ajutându-i pe ei să se dezvolte oameni care na, primesc puține informații de la, de la noi, pentru că restul își dau seama mai departe cum să funcționeze. Și ne am dat seama că, de fapt, avem pentru acești antreprenori niște smart money, bani care vin și cu un ajutor și chiar o conectare la ecosistemul EMAG, care îi ajută să crească. Am anunțat recent, spre exemplu, investiția în FLIP. .ro. Da. O companie cu un potențial excepțional și acolo sunt trei antreprenori, unul are 23 de ani, unul 24 și unul 27. Deci oameni care nu au experiență foarte mare în business, dar sunt extraordinar de determinați, foarte inteligenți și care au potențial foarte bun. Ei vor face business-ul, nu o să-l facem noi, dar noi o să-i ajutăm, o să stăm acolo și o să-i ajutăm. Când au probleme, când au oportunități, o să stăm acolo să fim un partener pentru ei mai mult decât o sursă de finanțare. La fel am văzut oportunități în anul trecut am văzut în zona de uh, restaurante. De fapt, am văzut-o mai de mult, dar anul trecut a accelerat foarte mult. Am investit acum 2 ani și jumătate aproape într-o companie care s-a numit Eu, Eu, ce mănânc, din Timișoara. De fapt, era liderul de livrări de mâncare de la restaurant din Timișoara. Iar anul trecut am dus-o la nivel național, i-am ajutat să meargă la nivel național, așa, antreprenori timișoreni. Uh, și am rebranduit-o, i-am dat chiar și încredere folosind brandul Emag, s-a numit Taz by Emag și a crescut foarte, foarte repede. Anul viitor, față de 2019, s-ar putea să fie de 100 de ori mai mare. Wow. Deci, o, o creștere în 3 ani de zile de 100 de ori. Se poate și se poate cu ajutorul tehnologiei. La fel, se day a crescut foarte repede și n a crescut pentru că i-a dat EMAG volumele. Noi lucrăm în continuare și cu ceilalți jucători din piață, dar EMAG i-a dat această cultură a datelor, tehnologie. Focusul către client și decizii luate pe bază de date, mod de organizare, lucruri, dezvoltare internațională. Seinde este acum în, în Ungaria și avem 400 de locare, EasyBox. În Ungaria suntem lideri pe acest segment și acolo și ne vom dezvolta în continuare. Mai avem un plan investiții. Bunele uh, sunt în fază avansată de negociere și, de asemenea, avem în plan și lucruri construite de noi, lucruri pe care le vom construi, așa cum am început uh, Freshful cu o echipă mixtă de oameni din intern care știu lucrurile din EMAG, știu e-commerce. Uh, Andrei, cel care conduce Freshful, uh, un. Na, tânăr de care mie mi-este foarte drag și uh, care are foarte mare potențial de creștere, are 30 de ani, este în EMA, cred că de 7 ani sau de 8 ani, uh, a fost uh, în prima generație de, al programului Future 25, un program intern de dezvoltare accelerată al tinerilor cu talent cam de 25 de ani, sunt 25 de tineri cam de 25 de ani care vor să conducă, firma în viitor. Și el a, chiar a, a ajuns, după 2 ani, cred că la 27 de ani a condus EMAG Bulgaria, iar performanța foarte bună a EMAG în Bulgaria în momentul de față îi se datorează și lui și a contribuției pe care a avut-o acolo, timp de 2 ani de zile, și a început pregătirea Freshful acum aproape un an. Deci noi un an de zile am lucrat. Pe uscat am ajuns la o echipă de 200 de oameni, și în momentul de față avem o săptămână în care lucrurile se desfășoară peste estimările noastre. Oamenii, într-adevăr, obosiți, dar foarte, foarte motivați că a început să se vadă a ieșit la suprafață rezultatul muncii. Suntem pe finalul discuției noastre. Care vezi tu că e provocarea majoră pentru antreprenori în anul viitor? Uh, cred că principala este predictibilitatea. De ce te ajută predictibilitatea? Te ajută să construiești niște planuri pe termen mai lung. Așa cum spuneam, dacă vrei să schimbi ceva fundamental în modul de lucru, trebuie să te gândești pe termen mai lung. Pe termen scurt poți să faci doar trei dofuri, să-i bani într-o parte, să-i pui în partea cealaltă dar nu vei reuși să rezolvi probleme fundamentale, nu vei reuși să progresezi. Iar antreprenoriatul se bazează, de fapt, pe rezolvarea unor probleme ale comunității sau ale societății. Și dacă vrei să rezolvi, trebuie să o rezolvi mai bine decât o face concurentul tău. Ca să faci lucrul ăsta, ai nevoie să investești în ceva. Că investești în training de oameni, că te apuci tu și citești, că investești într-o tehnologie nouă, într-un depozit nou, într-o clădire, în ceva, un asset tangibil sau intangibil, trebuie să investești. În momentul în care investești, este obligatoriu să-ți faci un plan pe un termen mai lung. Având în vedere că se suprapun foarte multe incertitudini, navigarea prin aceste incertitudini, că vorbim de incertitudini politice, economice, vedem uh, inflație care încă nu știm cât de mult se va vedea în uh, partea de companii, cât de mult se va vedea la clientul final uh, incertitudinea sanitară care există uh, în România, adică încă nu ne-am învățat și n-am reușit să trecem să conviețuim cu uh, problema pe care o avem de un an și jumătate lucrurile astea nu nu uh, nu s-au mai întâlnit la nivelul ăsta. Adică sunt trei lucruri noi suprapuse și e un test foarte puternic pentru antreprenori. În a construi planuri. Pentru că dacă trăiești doar în prezent, părea mea că în, începi să te duci în jos. Altcineva o va face. Și mai ales într-o economie deschisă, globală, și europeană. există o soluție ca să navighezi um, mai bine? Cred că înțelegerea contextului este importantă. Adică te uiți în intern, vezi ce poți face tu, dar trebuie să te uiți și în extern. În extern înseamnă global, european, care sunt lucrurile care vin, ce înseamnă acest PNRR, pentru că sunt vreo 60 de puncte în PNRR, 60 de reforme care se vor întâmpla. Probabil că nu se vor întâmpla toate cu viteză foarte mare, dar prima tranșă România o va lua necondiționat. Dar următoarea tranșă, nu mai știu, martie-aprilie anul viitor, o va lua condiționat de progresul acestor reforme. Iar astea vor schimba modul în care noi vom lucra. Și după care avem evoluția tuturor celorlalte elemente economice, cum va evolua inflația, ce se va întâmpla cu costul banilor și disponibilitatea banilor. Lucrurile astea, înțelegerea contextului, cred că este foarte importantă pentru alcătuirea unor planuri. urmă, odată, planurile făcute, cred că bine argumentate, cred că poți să le finanțezi. Adică, banii sunt disponibili. Sunt disponibili la bănci, poate băncile nu finanțează atât de mult aseturi astea intangibile, dacă vrei să-ți construiești o tehnologie sau un brand sau, nu știu, o bază de clienți, ar putea banca să nu-ți dea bani pentru așa ceva, dar sigur o să-ți dea bani dacă vrei să faci ceva tangibil și unde ai garanții și unde poți să pui o ipotecă. Dacă vrei să construiești ceva intangibil, există fonduri de investiții cu bani, nu știu, care de la bani ieftini la, la bani mai scump, dar cu apetit de risc foarte mare. Și aici... Există fonduri locale, există fonduri internaționale care dau bani de la, nu știu, suta de mii, la milioane, la zeci de milioane, chiar sute de milioane. Deci bani bani există, sunt foarte mulți bani, bani, chiar sunt foarte mulți în piață, și dar au nevoie de o poveste, pe termen lung, bine argumentată, cu plan. Dar pentru construcția acestui plan pe termen lung este nevoie de o înțelegere a contextului pentru că și investitorul te va testa și te va întreba dacă ești de pe altă planetă. Sigur, s-ar putea să aibă niște semne de întrebare. Iulian Stanciu, mulțumim pentru discuția de astăzi și pentru sfaturile celor care ne-au privit. Ne revedem! Mulțumesc și eu!